Traficul prin punctul de frontieră Vama-Nădlac 2 s-a desfășurat astăzi pe 7 benzi la ieșirea din țară. Chiar și așa, oamenii au avut de așteptat și peste o oră și jumătate să treacă granița. Crunt, de o oră și jumătate stăm. În traficul ăsta infernal, nu știu ce se întâmplă aici, e dezastru. Și ce ați făcut o oră și jumătate? Am butonat telefonul, dar din păcate nici semnal nu este. Foarte, foarte greu, e dezastru de greu. Cred că de 40-50 de minute. Cu copii în spate, da. Căldura. Asta e România, ce să faci? Pui un desen animat la copii și aștepți. Ne-am gândit că va fi aglomerat, dar acum stăm, ce să facem? La nesfârșit. Dar o să ajungem și fără ele, nu? Odată și odată. Noroc de internet, noroc că avem ronțăieli. Și pe sensul de intrare în țară au fost deschise toate benzile. Nu-i degeabă. Trebuie să facem mai liber. Ca să se duce mai repede. M-am gândit intens la Nehammer cu mult drag. Suportăm, ce să zic. Încă nu e așa de greu. Da, amintirile. Cum ar trebui să treceți prin vamă? Cum? Repede. Puțin mai repede. Oficialii avertizează că cei care vor să iasă din țară în această perioadă trebuie să țină cont de faptul că din cauza concediilor punctele de frontieră se aglomerează. În momentul de față se înregistrează un trafic crescut în punctul de trecere a frontierei Nădlac 2. Pentru fluidizarea traficului, Poliția de Frontieră a dispus o serie de măsuri. A suplimentat personalul Poliției de Frontieră care își desfășoară activitatea la controlul documentelor și arterele de control până la capacitatea maximă. În acest weekend, prin punctul de trecere a frontierei Nădlac 2, au efectuat formalitățile de control peste 267.000 de persoane, dintre care peste 116.000 pe sensul de ieșire din țară și peste 151.000 pe cel de intrare. Polițiștii de frontieră recomandă folosirea tuturor punctelor vamale pentru reducerea timpilor de aștept.